legea bugetului de stat pe 2020 este gata și guvernul Orban vrea să-și asume răspunderea pentru ea, ceea ce ar fi pentru prima dată de 30 de ani încoace, când un guvern și-ar asuma răspunderea pe legea bugetului. După cum se știe, legea bugetului este una dintre, cred că, cele mai importante legi pe care un parlament le poate adopta. Lăsând deoparte dezbaterile și poate modificările care le-ar putea suferi în Parlament, aduce la cunoștință tuturor și dă posibilitatea tuturor celor implicați să susțină punctele de vedere pentru a-și bugeta cât se poate de bine cheltuielile pe anul următor. Dar guvernul Orban își va asuma răspunderea pe această lege și face aceleași greșeli pe care le-a făcut guvernul Dăncilă pentru bugetul anului 2019. O creștere economică foarte optimistă de 4,1%, investiții 4,5%, deficit de 3,59%, din nou foarte optimist. Concret, deputatul pro-România Cătălin Nechifor a prezentat câteva exemple extrase din proiectul de lege a bugetului de stat pentru 2020 publicat în mediul virtual la Ministerul Tineretului și Sportului, la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, la Ministerul Sănătății și la cel al Culturii, zero proiecte care să menționeze Suceava. La cultură, un domeniu foarte apropiat de Suceava. Știți câte proiecte sunt finanțate de către minister la Suceava? Zero. Clar, zero, ca și celelalte. Și ceea ce mă frapează și ceea ce mă intrigă în egală măsură este următorul slide, la care vedem un amendament depus ieri de către doamna Alina Gorghiu, contrasemnat de către domnul Bogdan Gheorghiu, doamna senator și domnul ministru, prin care nu mai puțin alocă suma de 2 milioane de lei județului Timiș pentru ceea ce înseamnă Capitala Europeană a Culturii. Domnul Gheorghiu a semnat acolo frumos cu doamna senator Gheorghiu. Da, domnul Gheorghiu nu a găsit niciun proiect important de finanțare la Suceava, chiar nu era nimic de făcut în județul nostru. Ministerele care au prevăzut finanțări prin legea bugetului de stat pentru Suceava sunt Agricultura, pentru un singur liceu tehnologic din județul Suceava, Mediu, pentru managementul riscului la inundații pe râul Suceava, la Transporturi, pentru studii de fezabilitate, drum expres Pașcani-Suceava-Siret și Autostrada Nordului, plus o finanțare pentru modernizarea drumului Suceava-Botoșani, care este recepționat tocmai din 2017, și pentru studii la rute ocolitoare pentru Vatra Dornei, Fălticeni și Câmpul Lung Moldovenesc. Așadar, concluzia este că până luni, la ora 10, voi depune o serie de amendamente importante pentru Suceava și care se referă, după cum urmează, magistrală de gaz, pe care n-am găsit-o finanțată în bugetul Ministerului Economiei și Energiei, zero alocare, voi face amendament pentru distribuția, transportul de gaz metan de la Pojurta la Vatra Dornei, magistrală de gaz. În egală măsură, voi pune amendament pentru centura de la Gura Humorului, care, din punctul meu de vedere, e prioritară, pentru drumul național Suceava-Dorohoi, care nu e prins cu finanțare. Voi propune, la fel, o creștere a alocării financiare pentru elaborare de studii, fezabilitate și tehnice, atât la expresul Siret-Suceava-Pașcani, cât și la autostrada Nordului, cea care leagă Baia Mare de Suceava, în sensul ca banii să fie alocați toți în anul 2020, deci nu 2021, nu 2022, nu 2023. Adunăm toți banii care sunt necesari, îi punem în acest an, pentru că am văzut clar și în campanie electorală, domnul Flutur ne-a garantat că domnul Klaus Iohannis e garantul autostrăzilor. Păi hai să o și facem, pentru că iar vin campanii, iar mințim, iar păcălim. Acum e momentul și acum o facem. La spitale, la fel, amendamente le-am deja pregătite, atât pentru Spitalul Municipal Fălticeni, știm foarte bine, nu mai e nevoie de multă finanțare acolo, dar e zero finanțarea, cât și pentru Spitalul de la Suceava, cu Spitalul de Copii, cu Spitalul Oncologic și pentru ce mai e nevoie.
Pentru trecerea amendamentelor, Cătălin Nechifor cere ajutorul parlamentarilor puterii. În ceea ce privește viziunea PNL asupra bugetului, deputatul Angelica Fădor a transmis că bugetul pentru 2020 propus de guvernul PNL este bazat pe cifre reale, nu pe iluzii. Prin bugetul propus pentru 2020 este asigurată creșterea salariilor și pensiilor, creșterea nivelului investițiilor publice, este prevăzută finanțarea marilor proiecte de infrastructură. Sumele prevăzute în buget optimizează toate zonele bugetare din care se făcea risipă de bani publici și se iau măsuri suplimentare de raționalizare. Sunt înghețate salariile demnitarilor, redusă subvenția pentru partidele politice, interzicerea cumului pensie-salariu pentru angajații din sectorul public, interzicerea detașărilor din sectorul privat în sectorul public, raționalizate cheltuielile cu bunuri și servicii ale instituțiilor publice, adică măsuri care să genereze economii la bugetul de stat, astfel încât să poată fi respectate celelalte angajamente legale referitoare la pensii și salarii, a transmis, printre altele, prin intermediul unui comunicat de presă, deputatul PNL. Guvernul României a anunțat că își va asuma răspunderea pe legea bugetului de stat la 23 decembrie.